Proiectele pe fonduri europene par să fi devenit o regulă pentru administrațiile locale din Dâmbovița. La Costești din Vale, edilul Matei Toma a depus un proiect pe măsura 3.2.2, care însă a fost contestat. Ce prevede? 10 km de drumuri comunale, deci toate străduțele locale, o grădiniță nouă în satul Mărunțișu, utilaje, fiind vorba de o comună cu mari probleme și la inundații și pe timp de iarnă. Fondurile europene sunt foarte importante pentru că banii române sunt puțini și se obțin greu, susține edilul de la Costești din Vale, Matei Toma. Sunt foarte importante pentru că banii românești sunt puțini și se obțin foarte greu. Foarte important. Și am înțeles că Dâmbovița are deja 19 proiecte aprobate. Avem alte lucrări de mare importanță, alimentarea cu apa localității, lucrare cu fonduri guvernamentale pe măsura pe HG577, lucrarea s-a făcut în proporție de 50%, așteptăm să facem plata constructorului. Avem în vedere lucrări de regularizare și de curățare a tuturor albiilor în zona Costești Vale, pentru a evita dezastrele, pentru că dacă plouă două zile la Târgoviște, la Costești Vale a treia zi sunt inundați. Avem în program terminarea unei grădinițe ultramoderne în satul Merișu, unde avem o armată de copii. De asemenea, mai avem în program un pod de importanță mare pentru localitate, pod peste pârâul Sabar. Dacă vorbim de fonduri europene, de câte știu, primăria vrea să depună un proiect și măsura 125 pentru drumul de exploatare. Exact, da. Să vedem ce șanse vom avea și acolo. Avem și pe Gal. Da, Gal, suntem în asociere cu încă 5 localități în zona Titu, Odobești, Corbi Mari, Braniște și Costești Vale. Dacă acest gal va reuși și cred că vom reuși să-l punem pe roate, ideea este să facem tot drumuri, pentru că astăzi la Costești Vale și probabil că în Dâmbovița și în România, cetățeanul român vrea drumuri.